Agricultorii au încredere că producția de grâu de anul acesta va fi mai mare decât cea de anul trecut. Stratul de omăt depus peste culturi protejează și conferă umiditatea necesară unei dezvoltări optime. Culturile care s-au pus merg spre bine. Deocamdată, dacă timpul ăsta este așa, vă dați seama că o să meargă bine. Zăpada asta o să fie bună. Foarte bine acum. Cu zăpada asta care a dat acum la primăvară e un grâu frumos, bun. Acum se prezintă bine. Acum sunt foarte bune. Și Dumnezeu, dacă dete vremea asta cu zăpadă, acum merge grâul frumos. De aceeași părere sunt și reprezentanții Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, care vor putea să estimeze care va fi producția de grâu imediat ce stratul de zăpadă se va topi. Culturile se prezintă destul de bine, au strat protector de zăpadă în momentul de față, ceea ce e un lucru foarte bun. Semănate au fost în toamnă, conform datelor primite în teritoriu, cam 44.000 de hectare de grâu și secar. Pentru a avea parte de o recoltă bună de grâu, agricultorii care au semănat mai târziu culturile trebuie să execute la timp lucrările de îngrijire. În caz contrar, producția va fi compromisă.